În fiecare campanie e nevoie de artificii. Au început să tragă cu artificii, dar să nu uităm că ele durează 10-15 minute, oamenii se uită cu gura căscată, după care cerul devine negru. Iar pe cerul București am apărut eu, din păcate pentru ei. Nu e nicio problemă. DNA-ul, nu dau eu sfaturi, mă bate Dumnezeu, DNA-ul nu ar trebui să fie un agent electoral. Și nu el. Dar este un agent electoral, DNA-ul? Nu. Partidele vor să-l folosească ca un agent electoral. Și partidele astea frustrate. Ei vorbesc de plângeri penale, ei vorbesc pe tunurile de 1 miliard de euro și tot ce s-au întâmplat și guvernarea de s-au dus în gar cu toții și guvernul meu și guvernul Tutankhamon și tot ce au avut ăștia și au furat și cât au furat și acum s-au găsit. De ce nu s-au găsit să facă plângeri în timp real? Sau în timpul campaniilor se trezesc toți. Hai să le ducem la DNA să tragem cu artificii, că doar se sperie vreunul se duce acasă. Nu. Iar referitor la ce plângere a făcut USR-ul, acest minus, nu știu cum îl cheamă, contracandidat. Alexandru Dimitriu îl cheamă. Dimitriu, este consilier local la sectorul 5. Bagă și el bățul prin gar, că ce să facă, vrea și el ori un consilier, ori pe undeva.